Un nou vocabular a apărut în ultimii ani în rândul tinerilor folosit pe rețelele de socializare. Este vorba despre emoticoanele care înlocuiesc tot mai des cuvintele. Specialiștii spun că la un moment dat, deși noua generație comunică eficient prin noua metodă, tot ei vor avea de suferit ulterior. Este cer faptul că lumea virtuală parcă a pus stăpânire pe noua generație. Dacă nu era suficient că cei mici comunică tot mai des online decât față în față, acum aceștia înlocuiesc chiar și cuvintele din texte cu noile emoticoane. La îndemână și practice, fețele triste sau zâmbitoare exprimă ceea ce tinerii vor să transmită interlocutorului. Însă, în timp, specialiștii afirmă că acest mod de a comunica poate avea efecte negative. Din păcate, vocabularul folosit de copii, vă referiți, da? Pe rețele de socializare a fost transpus în viața reală, pentru că să înțelegem că viața virtuală este un aspect și viața reală este un alt aspect. Ori copiii și chiar foarte mulți dintre adulți au început să nu mai facă diferența dintre acestea. Acele emoticoane, cred că vă referiți, în limbajul uzual, sunt folosite ca prescurtări mentale. Deci, în Loc de a spune că sunt fericit, trimit un emoticon cu o față zâmbitoare sau alt, alt gen de emoticoane. Acest limbaj este util pe rețelele de socializare pentru că trăim în niște vremuri care se desfășoară cu rapiditate și trebuie să fim rapizi și eficienți. Dar numai acolo este util. Noi, gândirea umană, e axată pe simbolizare. Deci acel emoticon simbolizează ceva, dar atâta timp cât noi nu știm să ne exprimăm în limbajul verbal, prin cuvinte, acest lucru afectează funcționabilitatea cerebrală, pentru că în timp ce noi discutăm în acest moment, se realizează niște conexiuni în creierul nostru și cu cât limbajul este mai dezvoltat la o persoană, cu atât de mai multe sinapse sunt. Ori acest emoticon poate înlocui fraze întregi, astfel încât și starea emoțională a copiilor va fi afectată pentru că ei uh, gândesc rapid în tipare, reacționează emoțional și de foarte multe ori negativ. Să nu mai spun că aceste emoticoane îi afectează în relați relațiile lor sociale, pentru că sunt adevărate tragedii. Dacă primesc un dislike, de exemplu, sau un emoticon care sugerează altceva decât așteptările lor, ei percep acest lucru ca o respingere socială. Ori noi ce căutăm? Acceptarea celorlalți și faptul că ne simțim ca parte dintr-un grup. De asemenea, toți specialiștii fac câteva recomandări pentru a evita încurajarea folosirii unui astfel de limbaj în rândul celor mici. Aceste emoticoane nu ar trebui încurajate și încurajarea sau descurajarea acestora o facem noi, adulții. Dacă un copil vorbește cu noi în limbajul acesta, în limbajul scris, mă refer, noi trebuie să-l descurajăm să nu îi dăm practic replica, da, vorbește în limbaj normal, articulat, în fraze corect formulate, și atunci îți răspund. Nu trebuie să-i răspundem la rândul nostru cu un alt emoticon. Telefoanele mobile și mediul online, în general, sunt cele mai folosite atunci când vine vorba de expedierea unor mesaje. Îngrijorător este momentul în care emoticoanele ajung să înlocuiască fraze întregi, iar limbajul verbal prin cuvinte este dat uitării. Poate că este mai la îndemână expedierea unei emoji zâmbitor decât folosirea cuvintelor, însă în timp relațiile interpersonale vor fi grav afectate. Noi generații va fi greu să mai comunice față în față articulând corect cuvintele.